Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalonicului. Luminător al dreptei credințe, sprijinul bisericii și învățătorule, podoaba monahilor, apărătorule cel nebiruit al teologilor, făcătorule de minuni Grigorie, lauda Tesalonicului, propovăduitorule al harului, roagă de pururea să se mântuiască sufletele noastre. Pe păstorul Tesalonicului cel preavrednic și pe luminătorul bisericii cel prealuminat să-l lăudăm în cântări dumnezeiești, căci s-a arătat lăcaș al luminii celei nepătrunse și dăruiește luminare și har îmbelșugat tuturor celor ce strigă, bucură-te, Părinte Grigorie! Înger în lume, văzător al celor de sus, te-ai arătat, Grigorie prea fericite, și cu viața ta cea dumnezeiască te-ai învrenicit de daruri îngerești, pentru aceea, minunându-ne de strălucirea ta, Părinte, strigăm. Bucură-te cel prin care lumina dumnezeiască strălucește, bucură-te cel prin care întunericul a fost alungat. Bucură-te, pajiște, prea bine mirositoare a înțelepciunii! Bucură-te, părtaș al învățăturii celei prea bune! Bucură-te, înălțime neajunsă cu privirea celor înalte! Bucură-te, adânc neatins al darurilor duhovnicești! Bucură-te că ești strălucirea bisericii! Bucură-te că te-ai arătat întărire ortodoxilor! Bucură-te al credinței luminător prealuminat! Bucură-te, făclie de nepătruns a harului! Bucură-te prin care grăitorii de nebunii vor tăcea! Bucură-te prin care grăitorii de Dumnezeu se vor bucura! Bucură-te, Părinte Grigorie! Ochii sufletului tău din tinerețe, Părinte, la Hristos Împăratul ridicându-ți, ți-ai întors fața ta de la curțile împărătești și slava celor pământești ai părăsit, și cu nevoințe duhovnicești, urmând pe Domnul, ai auzit, Aliluia! Toată știința cea din afară ai dobândit prea fericite, ca un cunoscător și prea înțelept, dar te-ai arătat mai apoi înfocat iubitor al frumuseții celei nepieritoare a înțelepciunii lui Dumnezeu, Grigorie, înțelepțind cu dumnezeieștile tale cuvinte pe cei care cu evlavie strigăm către tine. Bucură-te, carte a purtărilor celor cuvioase! Bucură-te, vistierie a luminii celei nematerialnice! Bucură-te, pom cel mult roditor cu rădăcini de lumină! Bucură-te, al evlaviei bine mirositor laur! Bucură-te, floare de amarant răsărită din lucrarea cea tainică! Bucură-te, finic plin de roadele rodirii celei sufletești! Bucură-te că ți-ai întors fața de la rătăcirea cea din lume. Bucură-te că ai primit harul cel dăruit de Dumnezeu. Bucură-te, slujitor prea fierbinte al lui Hristos. Bucură-te, cel ce ești mai presus de tot ce este stricăcios. Bucură-te, cel ce ai făcut să vieze puterile sufletului. Bucură-te, cel ce ai omorât năvălirile patimilor. Bucură-te, Părinte Grigorie! Te-ai îmbrăcat cu putere sfântă în atos, luând schima monahicească și în slăbiciunea trupului te-ai supus pe tine la nevoințe, Grigorie fericite, strigând celui ce te întărea pe tine, Aliluia! Strălucind cu isihia și cu nevoința stăruitoare în toate faptele și viețuirea ta și prin rugăciunea minții te-ai unit cu Mântuitorul în taină, umplându-te de lumina dumnezeiască și luminând pe cei ce strigă către tine. Bucură-te, candelă a isihiei! Bucură-te, pildă a înfrânării! Bucură-te, lucrător al rugăciunii minții! Bucură-te, comoară a viețuirii adevărate! Bucură-te, vas de mare preț al suflării Mântuitorului! Bucură-te, gură de Dumnezeu purtătoare a vorbirii Duhului! Bucură-te că ai trecut dincolo de hotarele stricăciunii! Bucură-te că vezi slava lui Dumnezeu! Bucură-te cel ce vezi lumina cea dumnezeiască! Bucură-te cel ce vezi pe Dumnezeu și ești văzut de acesta! Bucură-te cel ce ai zădărnicit nebuneștile tâlcuiri! Bucură-te cel ce ai alungat grozave amenințări! Bucură-te, Părinte Grigorie!
Trăind în liniște ca un înger, Părinte, te-ai umplut de dumnezeiasca strălucire și fiind plin de lumina dumnezeiască, ai ieșit din Atos ca un soare, Grigorie, de Dumnezeu înțelepțitule, încălzindu-i pe cei care strigă lui Dumnezeu, Aliluia. Cu dumnezeiesc cuvânt, cu puterea înțelepciunii și cu învățăturile sfinte, ai respins cu cugetătorule de Dumnezeu învățătura cea rea a lui Varlaam, minunându-i pe toți cu harul tău, arătându-te învățător dumnezeiesc celor ce strigă către tine acestea. Bucură-te, liră a evlaviei, bucură-te, cădere a necredincioșilor, bucură-te, mare învățător al bisericii, bucură-te, cel plin de strălucire dumnezeiască, nematerialnică, bucură-te, cuvântător prea înțelept al învățăturilor celor drepte, bucură-te, sabie cu două tăișuri împotriva tuturor vrăjmașilor, bucură-te, cel ce tai din rădăcină neghinele cugetului, bucură-te, grădinar al virtuților cerești, bucură-te, cel mult în cuvântul harului, bucură-te, cel blând în toate și fără răutate, bucură-te, cel ce arzi pricinile patimilor, bucură-te, Părinte Grigorie! Cu limba ta grăitoare de cuvinte dumnezeiești, în sinod cu adevărat ai înfățișat dogmele cele sfinte, Grigorie, ca unul ce ai fost de aceeași simțire cu părinții, împreună cu care strigi Aliluia. Ierarh cugetător de Dumnezeu, vistierie a virtuților și tainii trăitor al dumnezeieștilor înălțări, ai fost cu dumnezeiască alegere păstor al Tesalonicului, dumnezeiesc și înțelept cuvioase, auzind de la noi acestea. Bucură-te, gura teologilor, bucură-te, tăria ortodoxilor, bucură-te, canon cel prea drept al preoților, bucură-te, icoană de Dumnezeu făurită a păstorilor, bucură-te, trâmbița dumnezeiască a învățăturilor celor sfinte, bucură-te, izvor de Dumnezeu izvorât, care izvorăști apa cea nouă, bucură-te, strălucit arhipăstor al Tesalonicului, bucură-te, apărător dumnezeiesc al ortodoxiei, bucură-te, slujitor al luminii dumnezeiești, bucură-te, învățător al vieții celei neprihănite, bucură-te, cel ce curățești întinăciunea sufletelor, bucură-te, cel ce trezești râvna credincioșilor, bucură-te, Părinte Grigorie! Propovăduitor al luminii dumnezeiești, cu cuvinte dumnezeiești ai devenit ca unul ce ai fost părtaș al acesteia încă din viața aceasta și ai întunecat cu strălucirea cuvintelor pe cei care împotriva acesteia au ridicat glasul, pe toți trezindu-i la adevăr, Grigorie, strigând lui Dumnezeu, Aliluia. Strălucind în sinod ca un luminat teolog cu gura înțelepciunii celei de negrăit, ai învățat că ființa lui Dumnezeu este de neîmpărtășit, iar lucrarea lui Dumnezeu se împărtășește celor ce strigă, Părinte, bucură-te mare arătător al celor sfinte, bucură-te dumnezeiescule arătător de Dumnezeu, bucură-te tâlcuitorule al strălucirii celei de sus, bucură-te strălucitule scriitor al îndumnezeirii, bucură-te dumnezeiescule îndrumător al trezviei minții, bucură-te călăuzitorule al rugăciunii celei din lăuntru nerătăcite, bucură-te că te-ai umplut de darul dumnezeiești, bucură-te cel ce ai văzut strălucirea lui Dumnezeu, bucură-te cel ce întuneci patimile înțelepților, bucură-te temelia dogmelor ortodoxe, bucură-te izvor de ape dumnezeiești, bucură-te Părinte Grigorie! Mare între ierarhi cu adevărat te-ai arătat, Grigorie înțelepte, descoperitor al celor dumnezeiești, ca unul ce ai dus viață ca apostolilor și te-ai împodobit cu minunatele lor înfăptuiri cuvioase și pe toți ai ridicat să cânte Aliluia. Nectar dumnezeiesc, nematerialnic și mană hrănitoare de suflet și miere, din piatră izvorâtă, cum a spus David împăratul, sunt întocmirile cuvintelor tale, Grigorie prea minunate, bucurându-i pe cei ce strigă unele ca acestea. Bucură-te limbă prea dulce, bucură-te vedere dumnezeiască,
Bucură-te următor al Mântuitorului și cel de un chip cu el. Bucură-te râvnitor al părinților și cu ei împreună sălășluitor. Bucură-te cerească boare care înprospătezi sufletele. Bucură-te duhovnicească rouă care ne răcorești pe noi. Bucură-te mireasmă sfântă a viețuirii celei curate. Bucură-te hrană desăvârșită a ospățului sufletesc. Bucură-te vas al nectarului celui nemuritor. Bucură-te mustrător al mincinoaselor învățături. Bucură-te far dumnezeiesc a celor înțelepți. Bucură-te călăuza a popoarelor ortodoxe. Bucură-te, Părinte Grigorie! Har străin s-a dat îmbelșugat în revărsare buzelor tale, arătătorule de Dumnezeu, din tine un râu mare ca din rai izvorând, Grigorie, care uda biserica toată, strigând Domnului Aliluia. Muntele Atosului, Părinte, dinpreună cu Tesalonicul vestește strălucitele tale lupte și toată biserica credincioșilor te cinstește ca pe un dumnezeiesc arătător al înțelesului luminii, cele mai presus de minte, prin care luminezi pe cei ce strigă. Bucură-te, gura cea purtătoare de lumină! Bucură-te, vasul cel purtător de mir! Bucură-te, organ al strălucirii celor trei sori! Bucură-te, țarina desăvârșită a isihiei! Bucură-te, casă de Dumnezeu luminată a lucrării celei dumnezeiești! Bucură-te, bogăție de neînchipuit a vieții în duh! Bucură-te că ai primit daruri dumnezeiești! Bucură-te că ai răsturnat vorbăria deșarta lui Varlaam! Bucură-te cel prin care Atosul este cinstit! Bucură-te faima strălucită a Tesalonicului! Bucură-te putere neclintită a Ortodoxiei! Bucură-te, Părinte Grigorie! Râuri din pântecele tale curg prin tainica revărsare din cer, cum a spus Mântuitorul, Părinte cuvioase Grigorie, adăpând inimile însetate cu apa vieții, strigând lui Dumnezeu Aliluia! Cu ușurință, Părinte, ai îndurat felurite încercări pentru mărturisirea cea bună și precum aurul în foc încercat fiind tuturor, ai strălucit urcând spre cele mai bune pe cei care cu evlavie îți strigă ție acestea. Bucură-te, piatră a curajului! Bucură-te, stâncă a răbdării! Bucură-te, cel ce nu te înfricoșezi de a ispitelor năvală! Bucură-te, cel care ai stins focul patimilor! Bucură-te, zid de neclintit al Bisericii lui Hristos! Bucură-te, făclie mult luminoasă a poporului binecredincios! Bucură-te că ai îndurat necazurile cu bucurie! Bucură-te că Domnului te-ai înfățișat cu slavă! Bucură-te, propovăduitor al tainelor lui Dumnezeu! Bucură-te, cel ce dai credincioșilor cele mântuitoare! Bucură-te al sufletelor iconom dumnezeiesc! Bucură-te, prieten preîndumnezeit al lui Hristos! Bucură-te, Părinte Grigorie! Cu cuvintele gurii tale, credința ortodoxă se propovăduiește în Duhul cel dumnezeiesc, căci dumnezeieștilor părinți de altă dată, împreună viețuitor și împreună simțitor făcându-te, graiurile lor la olaltă le-ai pus cuvioase, strigând Aliluia! Cu razele luminii celei necreate, hrănindu-te, ale celei ce a strălucit pe tabor, slava și frumusețea și strălucirea acesteia le descrii cu sfințenie și îi trezești sfinte spre împărtășire de ea pe cei care strigă acestea. Bucură-te al luminii celei necreate, tainic cunoscător! Bucură-te al sufletului de patim ucigătoare izbăvitor! Bucură-te al slavei celei viitoare, pregustare! Bucură-te al sufletelor celor întristate mângâiere! Bucură-te că ai arătat nebuna înțelepciune a lui Varlaam! Bucură-te că ai făcut cunoscută bucuria Duhului! Bucură-te, podoabă dumnezeiască a arhiereilor! Bucură-te, vistierie luminoasă a teologiei! Bucură-te, oglindă a luminii celei nemateriale! Bucură-te, secera învățăturilor celor străine! Bucură-te, bucuria ortodoxilor și cinste! Bucură-te, cel ce faci să se plece fruntea dușmanilor!
Bucură-te, părinte Grigorie! Cu unaltă cugetare și cu înțelepciune dumnezeiască ai propovăduit măreţiile lui Dumnezeu și faci să crească darurile roadelor celor dumnezeieşti ale Duhului, Grigorie, celor curați cu Duhul, de care se împărtășesc cei ce strigă Aliluia. Luminătoare cu razele virtuților s-a arătat viața ta, Grigorie, grăitorule de Dumnezeu și plină de lumină cu adevărat învățătura ta, fericite, căci lui Dumnezeu îi duci cu învățăturile tale pe toți cei care strigă unele ca acestea. Bucură-te, izvor al învățăturii, bucură-te, temelia ortodoxiei, bucură-te, pildă de viețuire sfântă, bucură-te, diadema a bisericii celei sfinte, bucură-te, minunat tâlcuitor al vieții de curățenie, bucură-te, grăitor sfânt al cuvântului harului, bucură-te, cel ce curățești toată întinăciunea sufletelor, bucură-te că îndrepți pe a mântuirii cale, bucură-te, făclia strălucirilor celor nemateriale, bucură-te, luminător al cunoștințelor celor de sus, bucură-te prin care biserica dănțuiește, bucură-te prin care tot credinciosul se bucură, bucură-te, părinte Grigorie. Har dumnezeiesc cere și mântuirea sufletelor, Grigorie, înțelepte ierarhe, pentru cei ce vin la tine cu evlavie și cinstesc luptele tale cele strălucite, căci ca un slujitor luminat strălucești celor ce strigă Aliluia. Cântând suferințele tale și dumnezeieștile lupte pe care le-ai săvârșit pentru biserică, ceata binecredincioșilor totdeauna te laudă pe tine, Grigorie, și cu gură mulțumitoare strigă către tine neîncetat unele ca acestea. Bucură-te, tăria a bisericii, bucură-te, neîntrecut vorbitor al credinței, bucură-te, cel care ai rușinat pe vorbărețul Achindin, bucură-te, cel care ai arătat puterea cea dăruită de Dumnezeu, bucură-te, cel care împreună cu apostolii sălășluiești ca unul ce le-ai urmat în toate, bucură-te, luceafăr strălucitor al Tesalonicului, bucură-te, dulceața sufletului meu, bucură-te, luptător dumnezeiesc al ortodoxiei, bucură-te, strălucirea bisericii tale cele cinstite, bucură-te, dulce strălucirea a poporului tău credincios, bucură-te, părinte Grigorie. O, dumnezeiescule părinte, cunoscător al tainelor celor negrăite, Grigorie, culmea părinților, primește vocile poporului tău și dăruiește acoperământul tău tuturor, căci cu credință alergăm și sfintei treim strigăm Aliluia. O, dumnezeiescule părinte, cunoscător al tainelor celor negrăite, Grigorie, culme a părinților, primește vocile poporului tău și dăruiește acoperământul tău tuturor, căci cu credință alergăm și sfintei treim strigăm Aliluia. O, dumnezeiescule părinte, cunoscător al tainelor celor negrăite, Grigorie, culmea părinților, primește vocile poporului tău și dăruiește acoperământul tău tuturor, căci cu credință alergăm și sfintei trăim strigăm, Aliluia. Înger, în lume, văzător al celor de sus, te-ai arătat, Grigorie prea fericite, și cu viața ta cea dumnezeiască te-ai învrenicit de daruri îngerești, pentru aceea, minunându-ne de strălucirea ta, părinte, strigăm, bucură-te, cel prin care lumina dumnezeiască strălucește, bucură-te, cel prin care întunericul a fost alungat, bucură-te, pajiște, prea bine mirositoare a înțelepciunii, bucură-te, părtaș al învățăturii celei prea bune, bucură-te, înălțime neajunsă cu privirea celor înalte, bucură-te, adânc neatins al darurilor duhovnicești, bucură-te că ești strălucirea bisericii, bucură-te că te-ai arătat întărire ortodoxilor, bucură-te al credinței luminător prealuminat, bucură-te făclie de nepătruns a harului, bucură-te prin care grăitorii de nebunii vor tăcea, bucură-te prin care grăitorii de Dumnezeu se vor bucura, bucură-te, părinte Grigorie. Pe păstorul Tesalonicului cel prea vrednic și pe luminătorul bisericii cel prea luminat să-l lăudăm în cântări dumnezeiești,
căci s-a arătat lăcaș al luminii celei nepătrunse și dăruiește luminare și har îmbelșugat tuturor celor ce strigă: Bucură-te, Părinte Grigorie!